La Deliblată se pot afla încă oameni pasionați de creșterea cailor și de păstrarea unor mijloace de transport folosite în trecut. Pasiunea mea sunt cai și din copilărie mi-s legat de cai. Deci în familie întotdeauna era cai. Pe lângă cai care lucrau, aveau și cai de paradă. Am reușit să păstrez și câteva trăsuri care sunt încă din timpul moșului meu. Asta e un car, sau cum zicem, carul lung, și cu el să aduna recolta de la holdă și să aducea acasă. Mă strădui să-l întrețin, carul ăsta, să rămână autentic. Deci am reușit să păstrez și căruța asta, sau cum mai spune, fiacăr, care probabil are circa la vreo 70 de ani și am plan să-l restaurez. Pe lângă toate astea, mă bucur că am reușit să păstrez și sania asta, care din timpul străbunicilor mei. Eu asta toate le-am iubit ca copil și întotdeauna mă îngrijam, deci, de ele, le țineam undeva și le-am păstrat până în ziua de astăzi. În preajma sărbătorilor de iarnă ne aducem aminte cu melancolie cum se călăreau cândva cai la Crăciun și cum se duceau oamenii unii la alții cu colacul, cărându-se în căruțe și sanii cu zurgălăi.